Nouă vineri, un nou episod din Naruto. Înainte să dăm drumul la intro și la toată povestea acestui episod, adică aici voi avea un capitol mai lunguț din manga pe care îl voi explica, răspund la două comentarii foarte șmechere și foarte interesante. Hai să punem pe ecran numele persoanei care a dat acel comentariu. Pentru a evita să pronunț greșii numele și să -și jignesc, las numele pe ecran. Nu știu dacă acolo este cu A sau cu A, nu știu exact. Vreau doar să mulțumesc pentru că mi-ai dat un comentariu. La primul episod mi-ai spus că rămâi abonat sau abonată, că fan anime și chiar mă bucur să rămâi aici pe canal pentru că urmează multe, nu, noar, nu doar anime, jocuri, jocuri în sensul de gaming. Poate gaming dacă mi se cere, poate pe live-uri sau astea, dar nu în sensul episoade de gaming. Dar poveștile jocurilor, povești din seriale, anime, povestesc tot ce prin frate, tot ce prin vă povestesc, pentru că, de ce nu, asta e șmecheria. Bun, acest user mi-a dat un comentariu interesant în care mi-a spus că ar fi foarte tare să dublez, între ghilimele, să traduc, adică, episoade. Băi, nu pot să fac acest lucru, acest lucru nu-l pot face deoarece orice imagine mai mare de 5 secunde, adică un video mai mare de 5 secunde, intră sub incidența copyright-ului și YouTube-ul îmi va da imediat jos clipul, evitând chiar, poate chiar să-mi închidă canalul definitiv. Adică nu pot lua un episod din Naruto, să-l traduc sau să-i pun eu subtitrare. Sau... Nu pot face asta din cauza legii, nu din cauza că nu aș vrea eu. Însă cel de-al doilea comentariu pe care mi l-ai dat, legat de poveștile alternative, adică cum ar fi, cum ar fi, cum ar fi, tocmai ai, ai cam greșit ceva, pentru că ăsta este planul meu. Uh, nu știu de unde ți-a venit ideea asta, o idee foarte mișto, era un secret pe care nu am vrut să-l spun, dar după ce terminăm manga Naruto, vor urma multe, enorm de multe episoade cu rescrierea Naruto. Adică da, exact cum ai spus, cum ar fi fost ca Naruto să trădeze și Sasuke să fie rămas în sat și să fie băiat bun. Am alte idei, cum ar fi fost dacă Itachi n-ar fi făcut ce a făcut. Sunt multe, foarte multe pe care le voi analiza, le voi rescrie, le voi anima pe cât posibil. Adică, cum ai nimerit asta, mi-ai dat-o direct pe Gileu, ca să zic așa. Exact eu asta vreau să fac după ce termin manga Naruto. Cu asta îți mulțumesc, ai dezvoluit un secret al canalului pe care nu-l știa nimeni, acum îl știți cu toții. Eu nu sunt uh, supărat pentru că aș fi putut evita acest comentariu și să nu zic nimic, dar mai bine să se știe ce urmează pe acest canal după ce terminăm manga Naruto. Așa că, hai să-i dăm drumul la un nou episod! Cu ochii spre Hokage Păd un ca un renegat În lumea lui Naruto Visele s-a amplificat Chakra privene ninja Cu puteri de titan Cu nai mână Mă apăr ca un clan Face frunte Lupta în spate Naruto, Liviu, Gabriel Subscribe cât se poate Pe YouTube pe ritmul ăsta vii mai aproape Liviu, Gabriel Hic te o noapte Începem povestea noastră cu echipa Akiba, Shino și Hinata. Într-o peșteră unde trebuiau să recupereze câteva persoane din echipa de sigilare, un White Zetsu, chestia aia dubioasă, s-a transformat în Hinata și a încercat să-i păcălească că, domne, sunt ceilalți și doar ea este reală. Inteligentul echipei respectiv și vine cu un plan. Să joace piatră, hârtie, foarfecă pentru a afla cine este adevărata păcătură cum se face șmecheria asta? hai că vă explic acum. Au jucat, au jucat, au jucat, până a câștigat ba Hinata, ba Chiba, ba Pshika, ba ăsta, Shino, ba, toată lumea a câștigat acolo. E, șmecheria este că Shino a făcut o clonă de insecte care a lăsat-o să joace. Ideea este că Yamato fiind capturat, ăștia au informații despre Hinata, despre Kiba și nu au băgat la bănuială absolut nimic. Până la urmă, clona Shino îi atacă pentru a fi distrusă repede. După ce a fost distrusă de către Kiba, cu pretextul că, domne, asta e neatacat, el era feicu. Hinata, falsă, se transformă în zețu și vrea să-l atace. Dar și nou îl salvează pentru că pe, deja știa cine-i făcătura și băieții noștri rămân victorioși pe această bătălie. Kurotsuchi vine să vorbească cu Deidara. Mai țineți de că Deidara e închis acolo? Aia vă zic eu. Acolo îi spune că, băi, de dara, bă, frate meu, bă, hai să oprim toată povestea asta. Zi de unde e cabuto. Nu știu de cabuto, mi-a dat șansa să fiu artist. Mă, mă l-a plătit și Florin Salam. Ok, continuăm. Băi, fii atent, ascultă, mă că nu-i chiar așa. E, e, vorba că acum tu ești reanimat, tu nu mai contezi. Ba da, contez, o să distrug tot. Bine, mă, atunci, spune-mi unde-i Sasuke Uchiha. Ce? L-a reanimat și pe el? Bă, Sasuke nu e mort. Cum să nu fie mort? Eu l-am omorât când m-am detonat. Nu bă, idiotul, ai greșit. Ah, gata, scap de aici. Și Deidara nebunește urlă și încearcă să distrugă până ce e capturat. Detsu se deghizează într-un samurai și încearcă să le libereze pe Deidara. Le liberează, scapă puțin Deidara. Dar Tsuru Kuchi asta îl prinde la loc pe Deidara pentru că e un prost care se lasă domina de faptul că îl urăște pe Sasuke. Și cu un puțin genjutsu de fake Sasuke l-au băgat înapoi la căldurică. Ce mai fac între timp genjurichii noștri? Aleargă în continuare pentru luptă, nu? E, Naruto simte tot ce se vorbește pe câmpul de luptă, respectiv că nu mai poți să crezi pe nimeni, că inamicul se deghizează, copiază chakra. E, Naruto, Naruțelu, Naruțelu, ce să spun, ca cum o să aveți o surpriză imensă. În fața lor apare Buliba și Raikage, împreună cu Tsuna de bunica minune, să-i oprească pe copilul Naruțelu și pe fratele Eminem Killer Bee. Unde credeți că vă duceți, băi, proștilor? Băi, Raikage, nu pot să stau așa, că toată lumea să bate pentru mine și eu stau ca prostul. Se doar niște proști, noi vă protejăm pe voi. Bă, 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 băi, bro, stai așa, fii atent. Ăsta, Naruțelu, controlează vulpea acum și e puternic. Eu l-am antrenat și facem totul bine. Nu faceți bă nimic, auzi? Naruțelu încearcă să-și folosească viteza copiată de chakra de la Yellow Flash, respectiv Minato. Dar Raikage este la fel de rapid, pentru că da, este Raikage. Bulibașă, dă-te mă la o parte, mă, că pot să opresc războiul ăsta, înțelege, mă. Da, la care Raikage, nu trăiești și bă, nicăieri. ieri. Aia așa, că Naruto urlă la Tsunade, de, băi bunico, dar ce tu vrei să mă oprești? Lasă-mă să mă duc, știi că pot opri războiul. Și a început suna de cu oficializările, când juca la păcănele și la Barbot a uitat. A început cu oficializările de genul că în numele satului și a alienței și nu te putem lăsa să treci. Mee. Ăștia să mai aleargă pe aici nițel Naruto stânga-dreapta, ăsta la altul Raikage stânga-dreapta, până de ce, bă, da, chakra vulpi să-i dă viteză la fel de mare, când bulibașa urlă, nu există nimeni în lumea asta să fie mai rapid decât mine, de când a murit al patrulea Hokage, nu există om mai rapid ca mine. Da, la care n-aru Naruto, ce, bă, îl știi pe tata? Da, la care Raikage, caghe. normal că l știu, bă, ne-am alergat de multe ori, am făcut și maratoane împreună, ne-am bătut, ne-am... A, ce amintiri! Hai să bem o bere să vorbim. Acum urmează un moment destul de tristuț în care Naruto și amintește ce a zis Cușina despre Minato. Că a fost un om nobil, că a murit pentru sat și pe Naruto cam deranjează fazele astea spuse de Raikage. Pentru că Raikage îi spune că a murit ca un prost, că a subestimat o bestie cu coadă și chestii de genul. Mintea lui nebună, Raikage crede că Naruto va scoate vulpea cu nouă coz la iveală și suna de urlă. Băi, stai un pic, ce vrei să faci ăsta că o să-l omor înainte să apară vulpea? Când să-i bage un cidori de ăsta șmecher să-l omoare pe Naruțelu, să bagă Killer B în față. Și pe la că spun o poezie, dar n-am înțeles absolut nimic, nici în engleză, nici în japoneză, nici cu subtitrare română, că bă, repăiește băiatul ăsta de nu înțelegi nimic. Pe scurt, i-a zis că, bă, dacă o mor pe Naruto, mă omor și pe mine, pentru că și eu am obcozi, așa că dă-te drecul de prost you fool, you fool. sunat de care e oficializare și pastea supărată că i-au dat ăștia de la site-ul la roșu care sponsorizează Liga din România banii pe pariuri. Vă dați seama că zice, băi, nu ți apropie să faci asta, băi, suprim comandant. Nu ai voie să-l omor pe Naruto fără acordul tuturor celor din alianță. Da, la care rai cu o replică foarte mișto, băi, eu trebuie să câștig războiul, de restul nu mă interesează. Și Raica zice, bă, ăștia vor stile cu coadă, deci dacă eu l-omor pe Naruto acum, gata, nu mai am re război, nu o să aveți pe dracu. Mă rog, în continuare spune Raikage că dacă ar fi să aleg, normal că la aleg să-l omor pe Naruto, pentru că B, aici de față, Eminem al nostru, controlează bestia cu coadă, e super șmecher, ăsta Naruto e doar un prost. Acum Killer B povestește lui Raikage cum a devenit ei și B, cum au devenit ei frați, mă rog, aparent Mă rog, ați înțeles voi ideea. Dar eu nu voi spune partea asta din manga pentru că video special despre Killer B și Raikage, nu? Pentru că va trebui să fie cât un video despre fiecare, că doar trebuie în Naruto. Pe scurt, ca să nu rămâneți curioși, a fost un concurs pentru a afla cine va fi B, adică ajutorul lui Raikage, după ce a fost numit Raikage, ăsta A, al cărui nume să mă bată mama dacă le înțeleg, A și B, să le fie de bine. Și mai avem câteva pagini bestiale în care ni se vorbește despre lupta între A și Minato. Dar cu siguranță la video special despre Minato voi vorbi despre asta și cred că primul video va fi Minato. Deci nici să nu vă aud, probabil primul video de caracter va fi Minato. Bine, după ce o să termin, continuăm. Naruțelul mai încearcă de câteva ori să treacă pe lângă Raikage, dar nu poate, bă, nu reușește, bă, asta e partea, că e mult mai rapid Raikage. Când să-l lovească cu un cidor, îl salvează Killer B, că doar e profesorul lui, nu? Ce fiți pe fază că sună de aici? Bă, dacă tu-l omor pe naruțelul nostru, ce crezi că o să reușești? Că va trebui să alegem un alt gen jurichi când vulpea să respawnează, dar noi suntem încă în război, ai că nu rezolv nimic, fratele meu. de eu îl las pe Naruto să treacă. Ai, era că ai rămas singur. Da, la care Naruto, mișto scuză, ăsta, pardon, explicație. Nu, chiar exact așa a zis. Nice, excuse, nice explication. Da, la care ăsta Raikage, Băi, o acum. Cine mă face decizii uh, incorrecte? Eu n-am vrut să-l omor pe frate meu, acum tu nu vrei pe Naruto. Ce trebuie cu facem? Cu tot să te zici de proști, nu aveți nicio dovadă că Naruto va reuși. Așa că vă omor. Asta zice Raikage. ce arai Și Ce când să facă un lining style de la șmecher, iar să bagă killer Bee și ce? Bă, bro, încă cam, nu știu, mă cam subestimezi, îmi subestimez puterile. <gânt> Până la urmă, Killer Bee ține acolo un dă asta discurs motivațional și explică, băi bro, n-ai avut încredere în mine și uite ce am ajuns, controlez pe opt cozi, n-ai avut încredere în nimeni și uite, toți sunt de partea ta, trebuie să-l ajutăm pe naruțelul să devină mai puternic. Plus că va putea controla vulpița cât de curând pentru că eu îl învăț să fac asta. Bine, și după aia își dau cea mai bună lovitură unul altuia pentru a vedea care e mai puternic. Bineînțeles că Killer B este la nivelul lui Raikage de această dată, așa că Killer B zice ăsta, Raikage zice, bine mă, hai să vedem. Ok, bine, e adevărat, Bică, pentru mine ești special. La care Braikage okay, îi zice, bă, bine, dar nu-l las pe Naruto să treacă. Killer B la el și spune, băi, uite care e chestia. Băiatul ăsta, exact cum tu mai pe mine, eu pe tine, el are doi. El are do do doi soare, doi sori. Nu știu cum, soare nu are plural în pana mea. Have two sons, adică are două, doi, doi sori. Lasă las-o așa. Și la care Naruto ce? da, exact, am doi so Bă, lasă cuvântul ăsta! Naruto Uzumaki, care sunt acești doi so Bă, Naruto Uzumaki, care sunt acești doi soare... Care sunt aceste două persoane despre care vorbești, mor? Vorbesc despre tata și mama. Aleluia, Naruțelu. Acum vine discuția. Naruto îi spune lui Raikage că, băi, Tata a pus chakra lui în mine când a sigilat vulpea și când m-am bătut cu Pain, a venit și am vorbit cu el și mi-a explicat. Doar că tata e puțin ca mai urit, pentru că a sigilat și chakra mamei în sigiliu în sine și acum când am deblocat sigiliu m-am întâlnit și cu mama și mi-a explicat ea ce trebuia să zic zică tata, că tata e bătut în cap. Și mi-a explicat că tipul ăla mascat a chemat vulpea, că el vrea să ne distrugă, că totul e ok. Doar că tata a sigilat vulpea în mine pentru că știa că doar eu o pot controla. Până la urmă, ce băi, sigur că Minato a zis asta? Că nu știu Da, normal că sunt sigur. Eram acolo, ești nebun, a fost în corpul meu. Da, la care Naruto ce? eu nu mă duc la război. Ori te dai la o parte, ori mă omori. Raikage e încă pe gânduri, bă, să zică, bă, să nu zică, nu știe ce să facă. Până la urmă, Naruțelul nostru hotărăște să se dea semi -bătut și să nu mai zică nimic, în timp ce Raikage analizează. Ok, deci Madara e de vină. Și până la urmă, Raica strigă la Naruto și zice, bă, fii atent, am o întrebare și decidem dacă te lăsăm sau nu. Ce ai de gând să faci? Toți în care ți-ai pus încrederea sunt morți. Naruto spune, da, ai dreptate. Tata, mama, chiar și maestrul meu, nu mai am pe nimeni care m-a învățat, dar tot vreau să salvez lumea. Și până la urmă, Tsunade, că aici vine partea amuzantă. Tsuna de țin o teorie că dacă l-o moară pe Naruto, Madara va pune una pe vulpe și cam mai ai tot. Și ea spune că l va lăsa pe Naruto să se ducă pe câmpul de luptă și că pune toți banii pe el. Dar la care Killer B, că păcănist ordinar și asta se pare, pun și eu a doua mână tot pe Naruto. Bă, voi este sănătoși! Raikage, cum e tot timpul un dobitoc, vrea să-l moare pe Naruto și din cauza vitezei, Până la urmă, Tsunade și reușesc să-l țină, dar e mult prea puternic. Naruto zice că, bă, nu pot să-i las pe să bate, asta e lupta mea, bam, și alergă spre Raikage. Ea tare momentul ăsta, Naruto se ferește și îl prinde perfect pe Raikage și spune vorba pe care i-a spus-o și Minato lui Raikage în momentul în care s-au întâlnit, adică nu pot să renunț, am prea multe responsabilitate. Tsunade cu Killer să pe modul, Raikage îi spune, bă, acum cum a fost doar un test. Am vrut să văd dacă poți să te ții cu viteza mea și ești al doilea în lumea asta care s-a putut ține cu viteza mea. Așa că chiar avem un erou, poți să te duci pe câmpul de luptă. Naruto vine pe câmpul de luptă. Aici se încheie manga, doar că un ultim detaliu este că Madara și-a făcut șase pain, adică șase corpuri cu Rinnegan care sunt cei șase gen adică două cozi, trei cozi, patru cozi, cinci cozi, 6 cozi și șapte cozi. Pentru că o coadă fiind doar spiritul luat pentru că gara e în viață, 8 9, Naruto și Killer B. Cu asta se încheie manga noastră de astăzi, ne vedem vinerea viitoare cu Naruto, săptămâna viitoare, nu știu, urmează multe alte episoade. Mâine cred că vine un episod special dintr-o nouă serie, veți vedea ce urmează pe canal. Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc abonatului meu cel nou care îmi dai comentarii. Aștept părerea ta despre acest episod și poate îmi dai și idei de îmbunătățire. Cum am zis, ideea cu rescrierea Naruto vine, fraților, după ce terminăm manga, vine și asta.